A revenit și Dan din țările calde, vorbește și mai în spaniol, nu prea mai mă înțeleg cu el. Da, se dă el, se dă el pe brază, nu-i problemă, că bate aici după aia și să vorbească în română, nu-i problemă. Așa, astăzi vin cu partea a doua pentru că v-a plăcut foarte mult prima parte și am zis, bă, ce râzi ca proastă? Nu mai, eu nu înțeleg ce s-a întâmplat acolo, dar nu, prea mai mă înțeleg cu el, v-a plăcut foarte mult prima parte și am zis să facem și a doua parte. Și râzi ca prost în continuu că nu înțeleg. Așa? Am întârziat puțin cu postatul, dar trebuie să înțelegeți și voi că mai am unele lucruri de făcut și, na, necesită timp și mai întârzi o zi, două, că m-a dat lumea dispărut. Și râzi, băi, ce are mâncava și gura voastră când... Eu nu mai... Ce ai mâncava acolo? Ce ai pățim acolo, frate? Te-a prăjit soarele. Ce ai mâncava și gura voastră? Avem la frig aici. Bă, m-a dat lumea dispărut când am pus două zile story pe Instagram și mi-a zis, Bogdan, n-ai postat nici pe YouTube, nici pe asta, am întârziat și eu o zi pe YouTube, trebuia să postez ieri, dar mai am și o lucruri de rezolvat, asta este. Îi dăm drumul la treabă, Danu cu mașinile, eu cu pescuitul, îi arăt lucruri despre pescuit, el lucruri despre mașini, accesorii și așa mai departe. De data asta suntem pe prețuri mici, ca să zic așa. Cel mai low budget, așa. Da, am ales și eu prețul mici și el prețuri tot așa de la mașini mici. Rămâne aceeași regulă cu 10%, da? La preț. Da, da, da. Mai mult sau mai puțin. Ce e asta, mă, frate? Îți zic și ce e, este o bujie, din ce am găsit-o pe net, e o bujie pentru mașinile Dacia Solenza, dacă. A, a fost adică mici, adică vechi, așa. Mașini mai ieftine, ca să zic așa. Mai ieftine, nu mai ieftine. Cât poate să fie o bujie mâncava și gura voastră, n-aș da mai mult pe ea de 5 lei. 3 lei 99, 4 lei. 4 lei cu 10%? Nu te încadre. Mamă, fix cu... Cu 50-60 de bani. Da, 60 de bani din ăștia. Asta e un sirop ceva pentru pus în ăla, nu? Asta este un dip pe care îl pui pe momeală și faci un nor din ăla verde în apă să atragă peștele. Cât crezi tu costă? 70 de mililitri, 13 lei. 13 lei? Da. Zici tu? Deci ce ai zis 13 lei tu, da? El este 19 lei. 19 lei. 19 lei. Mm. Nu merge. Nu te încadrezi. Nu te încadrezi. E nuca de la schimbător, de la un Ford Focus. Dacă au mașină din asta am să zic. Știam că a avut odată un Seat. Seat-ul și Ford Focus. Și Ford Focus. Mam, cât poate să fie asta un cavaj vreau să... E doar chestia aia care se dă... Da, nuca aia, cum să zici? Că știu și eu, mă, ce vorbim. N-am zis eu mai devreme, nuca de seat. Ai zis? Da. Nici n-am băgat de seat, mă, ba, da, m-au zis la el. Băi, fii atent prețul, zic eu așa, eu n-aș da mai mult pe ea de, nu știu, 30 lei. Am vrut să zic 25, dar eu zic 30. Nu, n-aș da mai mult de 30 lei pe ea. Bă, parcă era mai scump, dar 43 de lei. 43? Da, nu, m-a dat un senzor, fraierul aici. Deci un senzor, doar unul singur, fii atent, prețul doar pentru el. Uite-te la film, uite-te la astea, că nu știi niciodată. Zici, bă, am nevoie de unul. Am avut doi, unul s-a stricat. 60 de lei. 60 de lei? Uite, fraierul, cât? 59 de lei, 50. Uite ce a dat-o, fraierul, perfect. Primul punct, da. A fost acolo, hai să zici. Mamă, bă, dar nu mă așteptam. Ai o oglindă retrovizoare. Cât poate să fie o oglindă cu ventuze din aia, nu? Simplu, da, 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 e simplu, gen, nu e de la o mașină. Da, ceva ieftin. Am zis că alegem lucruri din astea. Cât, bă, mă ajut eu așa dacă așa, bă, 20 de lei. Fii surprins, e 77 de lei. Bă, am zis lucruri ieftini, te-ai dat-o. Da, vezi că e una dintre cele mai ieftini ce am găsit. Bă, cam mult dacă mă întreb. Vezi că era o oglindă retrovizoare la 5, 7, 10 milioane. Da, mă, știu, îmi dau seama dacă e o oglindă. Ai o, fir, ai o rolă de nylon. O rolă de nylon, dar nu-mi dau seama, uite, măcar ar fi trebuit să știu de cât e, ca să am așa o... De cât? 0,13, 0,10 sau ce vrei să spui? Da, și dimensiunea lui. Și te pricep tu la pescuit acum dacă eu zic că ăla e de 0,10, de exemplu. Păi da, dar îmi dau seama că 0,10 e cel mai mic și ar trebui să fie cel mai... E 0,18, na. 0,18? Da, ha, ia să vedem. Și câte lungime are, câți metri? Ai, asta nu știu nici eu, că nu m-am uitat acolo. 0,18, 28 de lei. 28 de lei? Dacă ai ghicit creu, razna. 18 lei. A fost aproape fraierul. Am întrebat de chestiile astea că mă mai duc cu cumnatul meu și am mai numărit și cu el pe la magazine din astea așa știu, și sunt acolo, am mai prins și eu. A întrebat lumea odată într-un vlog, frate, când am făcut eu, am fost sclavul tău, mi se pare, așa. Când ai deschis portbagaj, aveai o cutie de la Total Fishing, știi? Da. Și lumea în comentarii zicea, da, mi-a zis că nu-i place pescuitul, știi? Pentru cumnatul lui, a dat comandă și a ridicat-o el. El e plecat în afară și când are de ceva de cumpărat, le livrează la mine acasă. Lumea zicea că a zis, da, nu, dar stă cu cutiile de pescuit în mașină. Da, am zis că... Imediat te-a luat lumea. Eu mă duc la pescuit așa, pe ascuns, sigur. Pe ascuns. Nu-i piesă de mașină, dar pus în mașină. Bă, mi-arăt un iaht aici, da. E odorizant, ăla e parfumul cum ar veni. Adică miroasa iahta, ce miroasa? Miroasa iahta, cauciuc iaht.
Ăsta e brăduleț din ăla. Da, e brăduleț cu miros de apă, ocean, fresh. Cât, bă, ăsta trebuie să fie ieftin, 6 lei. Deci nu dau mai mult pe el, încă fiate, mi se pare mult. Aș zice 4 lei, dar merg pe 6 lei. 6,83 ba, dar... Stau bine. Dar așa că nu știu dacă te... Cum nu, mă? Calculează, 10%. 60 de bani cum ar veni, da, mă rog. Da. Niciun leu. Aproape 70 de bani cum ar veni. Da, niciun leu. Ia să vedem. Aici un vlogger. Vlogger? Puh, că mă duc la peșici, că eu știu. Vlogger! Ilegal ăsta așa, cu 106, așa? Se dă la răpitor, la știu. A, se dă la răpitor, la... când îl dai și îl arunci, îl tragi. Da, îi poate nu și arunci, dar molinezi. Cu peșteșorul din ăsta. Am văzut pe Discovery așa, un vlogger. 45 de lei așa. 45 de lei? Stai că nici eu nu mai știu. Da, mi se pare mult, n-aș da. Ai și bine, ăla, sunt, ai și cârligile. Și sunt nu? Care sunt și 100 și ceva de lei găsești din ăsta, dar noi am zis că facem cu din ăsta, ia vă zic imediat. Da, chiar te-am uitat. Mamă, și cât era, doamne? 8 lei. 8 lei. Acum mi-a adus aminte că ne jucăm la prețuri mici. Are chei de parbriz, da. De vară. Da. Băi, eu știu de la Danu că mi-a zis el odată, vezi că mai țin și o minte așa, pe vrăjeala asta cu mașinile astea. Că tu mi-ai zis că ai luat acum din ăsta rece în iarnă și ai zis că, dar ce scump e ăsta față de ăla de vară. Da, păi da. L-am auzit pe fraier, adică... Ălea de iarnă conține niște soluții ca să nu înghețe. Ca să înghețe, au mai multe în el, adică mai scump. Chestii, da. Deci ăsta de vară, dacă scrie aici, ar trebui să fie... Uite, fiat, a, dar de fapt nu... 8 lei! Că vrăjelii tăi și indicele tăi, cine o cred din ele? 4 lei. Uite-mă la jumătate. 4 lei? Dar ce mă, apă chioară? S-ar putea să fie apă chioară. Vin cu molineta asta. Molineta, băi, dar stai așa că mi-am aminte acum de la tura de la poda trecută, Proberos. Cred că e nimeni ăsta. Dacă ne jucăm pe ieftin, eu știu că ăsta dădea pe molinete mult, fraier, era un... Nu știu, zic... Poți treci, nu, mă. 80 de lei, mă. Eu te mai las o dată ca să vezi că-s băiat așa, finesc. Adică nu-i bun, 80 e mult. E mult 80? Da. Deci e mult, am zis așa ca să fiu băiat 40. Fin. Țin să menționez că este luat după AliExpress. 22 de lei. 22 de lei finalul tău? Am dat 40 iar în două, cum ar veni. Ia stai, am rămas, am pus eu 2 lei de la mine. No. Stai, unii 12 lei 64. Hai băi, Badane, 12 lei o da. Molinete. Băi, deci fiți atenți, hai să facem o chestie. Dacă facem la clipul ăsta, nu știu, zi tu, zi un număr de like-uri. 60.000. Băi, mult, mult. Hai 50.000. 50.000 de like-uri, fii atent. Facem o comandă din asta pe AliExpress, numai cu chestii din astea. Molinetă la 3 lei, la... Să vedem ce vine, ce mi-ajunge acasă, habar n-am. Bă, să vedem cum arată. Am zis că e oglindă. Nu mă, băule. Parbriz. Și de ce mașină e? De Dacia Logan. Ți-am zis că iau ceva. Mai Dacia, mă. Dacă spunea parbriz de urus, nu ghiția niciodată. 300 de lei maxim. Am vrut să zic 350. Deci cred că e mult. 325, băi. 325, 30, da, merge. Hai, merge, 1-1, lasă vrăjeala. În sfârșit, mă, caba, aș gura. Am zis că 350 nu era bun, dacă ziceam. Din aia de pui în cap la plutul. Și cum se numește, ia zi. Licurici. Scrie acolo, prostule. Starlight, da. Așa. Aia știam de Starlight, dar... Sunt două, ca să știi. Două într-un pliculeț. Două într-un set. Da. Trebuie să fie puțin, mă, 2 lei, 3 lei. Zici ceva? 3 lei. 3 lei? 2,80. Zii, mă, ce e asta? 1,80. 1,80, da? Da. 7,99 lei. Mergem 8 lei. 7,99 lei. No, uite, uite, ți-am dat cu zoom da, aici. Da, 8 lei, da, da. Nu-i bun. Bă, și ce am zis că să stea, mă? Am zis că din aia de tuns, cleme din aia de pus în păr. A, le știu. Clești din aia, știi? Știu, știu care. Dar ce să le? Ah, mă, cât a venit vorba, bă, că... Ștergătoare, ce sunt, da, frate? Ștergătoare, la mașină. Mamă, mi-a spart creierul. Ștergătoare. Îs amândouă, da? Da, mă, la set. 20 de lei. 45. Cam mult dacă mă întreb pe mine. Fiesc, de leacă, 45 de lei. Dar stai așa, ce să-mi explici? Știi e montură, tu? Nebulă, e montură. A, bă, mai e ceva acum, ai tot, ești prost, ăla ai un băț de pescuit. Da, mai băț, ai setul tot. Așa, cu tot, tot, tot. Deci cârligii, da. Plumb. Tot și pești, îți dai 2 kg de pești. 2 kg de pești. Într-o pungă. Și huse. Cât costă? Și cu băț ăsta așa, cu 50 lei. 99,99. Bă, vezi că e o leacă. E ora, e 100 de lei. Pum, ce e ăsta? Ăsta e bec, dar nu mai știu să zic dacă e de fază scurtă sau fază lungă, dar oricum bec. E irrelevant. Asta e doar becul care îl 6 lei. Montezi în interior. Deci n-aș da mai mult de 6 lei pe el niciodată în viața asta. 6 lei pe un bec? Cât e, mă? 45. Un bec. 45? Bă, am că ai făcut mișto, mă, arată-te să văd. Da, mă, 45 lei, bă, am zis că e ieftin tare de tot. Știi ce e asta? Nu cred că trebuie să mai dai suport. Suport. Cât dai tu, ia, strebiți-i unde, în ăsta cât ai dat pe el? 5, 17 lei.
cam mult. Ha, mă, zi! Bă, ce mă nervează de fraier. Zici ceva după 14 la mine să vadă cum reacționez eu, dar să mai schimbi ceva. 14 lei ai dat tu pe ăsta, da? 11 lei, nu te încredezi. Cu unii, mă, unii, cum ai scut-o ăștia 10%? Cric. Acordeon. Nu, mă, cric, mă, că știu și eu. Cric, cric, cât poate fi un cric de mașină? Băi, ținând cont că... Bă, nu mai știu cât. Ținând cont că susține mașina, adică trebuie să țin alea ca de mașina pe tine. E de 2 toni, gen. O, deci ce să mai... 65 de lei. Nu, e puțin, mă, prost tare. 2 toni. În fine, 100, nu mai zic nimic că le 120 de lei. 120. Am făcut și o dublă. 89 de lei. Deci nu era bine nici așa, nici așa. Da, mă, nici ăla cu 60, nici ăsta nu era bine. Se numește un vârtej din ăsta. Vârtej? Da. Ce e ăsta? La ce se folosește? La monturi, când, nu știu, cum se explic mâncava și gura voastră. Ia. Băi, ce mă nervează, ai firul, da? Așa. Faci nod aici și pui momeala cu ăsta, că el să, când trage pește, du-te. Arată-mi-l așa cât e de mic, gen. Băi, e mic rău, mă, frate. A, mic rău? Băi, bine, care? Sunt și puțin mai mare, așa sunt și micuți băgat de penzeta. Cum din gum dacă trage pește, nu s-ar rupi? E din sârmă, un din ăla, ascult. E metal? Un din ăla am eu, am scos pește de 15 kg cu el, cu chestia aia. A ținut, nu s-a rupt. Zi un preț, acum stai 3 zile până te gândești. 7 lei. Uite, frate, 7 lei în cap. 7 lei. Bă, 7 lei fix, stai să dau cu zoom. Eu timp, frate. Bă, ești prost. Bă, frate, și-am vrut zic 10, mă jur că nu, am nu, frate, se duce la, pe ascuns, la pește, vă nu, zic bă, eu. Nu, bă, dar mi-ai zis că e mic, am ținut cont de joc. 7 lei, ce-a, bă, dar ce-a dat-o fraierul. Ce sunt ăstea? Pinioane am vrut să zic, dar zic, nu are pinioane la mașină. Discuri de frână. 86 de lei. 86 de lei. Am vrut să zic 100, dar hai, 86. Ăsta e ieftin, la tine 291 de lei, e puțin. Da, păi e set de două animalele. Gândește că astea 200 de lei. Băi, să mor dacă am vreun din ăsta care trece de 100 de lei. Nu cred că trebuie să mai explic, că știi. E trusă din asta. E trusă, unde spui tu. Da, ce pluti, nylon. Știu. Ți-am luat și una de asta da. Încă o dată. Mi-a luat și tu una cadou. Eu zic că vreau 100 de lei una din asta, așa, că mi-a aduc aminte. 100 de lei? Da, așa zic. Băi, nu vezi cât e de mare, ești prost, cât e din ăstea are? Da, mă, frate. Așa era bine, și deci bine, aia era mai mică, fii atent, țin minte, fii atent. Aia era micuță, deschidea doar o dată, așa se mai ridica o dată. Și era nu mai știu cât, vreo 60 lei ceva. A, cât zic eu acum? Cât ai zis? 100 de lei. 93 de lei. Cât ai, 3? 3 puncte. E greu din prisma privitorului, exact. Tu nu știi așa, eu nu știu așa. E ăla, mă, de la interior, de deschis mașina. Oale, în 2006 erau din alea. E clanța de la portieră. 10 lei. 10 lei. Am zis 6 lei, să vezi că sunt prost. 10 lei. Dar nu-mi zic că e 50 lei, că nebunesc. E 27 de lei. Cât crezi tu că este? După tine așa. Vezi că e frumos, făcut, portocaliu. Bam, bam. Vezi, da? 19 lei. 19 lei? 18 lei costă. Vai, te-am distrus. Băi, nu pot să cred. Te-am distrus, am 4 puncte, băieți. Tu nu știi, mă. Fii atent, îți arăt aici și zic. Ia. E vorba de câteva sute de lei, e o portieră de mașină și mașină mai gen mai uzual, așa cât poate să costă o portieră, uite zic, e de un Volkswagen din ăsta. 326 de lei. 326? Am zis 346, 326 de lei. Da, stai așa un pic să verificăm în lista, 408 lei. O grămadă, mă, frate. Ce asta, articol de pescuit? Da, mi-i cană, când te duci acolo, stai... E cană de pescuit asta. Băi, articol de pescuit, când te duci la pescuit și spui ceva, un păi ceai, o din aia. Să spun și eu. Păi ce puteai tu să o pui? O sticlă de suc și o puneam în aia, la cap holderul de la mașină. Bă, asta face parte din accesorul de pescuit, nici nebun la cap. O cană, cât poate să fi? 3 lei, 4 lei, 4 lei, cană. 4 lei? Da. 22 de lei, 30, uite că nu te mint ca să vezi. Dar ce cană e asta? Păi dacă nu ți-am schimbat la Fox... Dar ce faci în plus față de alte cane? Nu contează, castofonul ăsta, n-am mai văzut din astea, frate, pe bune. Bă, da, nici eu n-am mai văzut din multe. Mama are cu USB cu asta. Avea tata unul la mașina veche. 109 lei, maxim. Avea tata unul la mașina veche. 109 lei. Și avea un buton în dreapta, așa, și când apăsai butonul ieșea castofonul tot și-l lua și-l lua sus în casă. Ca să nu-l fure, nu? Mamă, da, frate. Bă, 109,00. Zi, pe bune, cât prea bun. Uite. 109,00, ești prost la cap. Bă, am mâncat ala și bără. Da, pe la nimeni real. Mi se pune două puncte la asta, frate. 8 puncte, a câștigat proba, eu nu mă mai joc. Cât e scorul? 4-2, ești prost? Asta e o plută. Care? La ce pește dai cu ea? La... Somn, că nu știi. Milmoi din ăla, nu mai știu cum zice așa. 28 de lei. 17 lei, să-ți stea inima, să nu mai... Nebuneam. Am exagerat. Bă, nebuneam. Am exagerat. Nebuneam.
E janta. Janta. E janta. Dar de ce de roabă? De ce? De căruț cu butelii? Se poate să fie și de roabă. 33 de lei. E puțin, ești mă. Ești prost, mă. E o roată de mașină. 95 de lei. 95. A, final 95. 95? 95%. Zic că n-ai ghicit niciodată, e 65 de lei și nu te încadrezi cu niciun preț. Vă care... Zic, ce? Apă în ea. Așa? Ce e prima dată? Să ținu peștele în ea ca să nu moară. Și o găleată pliabilă. Adică după ce arunci apa din ea, să strângi așa, să faci... Păi așa, ce faci cu ea? Iei apă să faci nadă, să faci astea, să speli pe mâini, să-ți torni în cap. Înțeles, bun. 45 ia. De lei. 79 de lei. Nu te încadrezi. Am vrut să zic 80, pă, ce vreți voi, mă? Ai vrut să spui acum și tu ce să zic. Ce, mă, din ala de la cadă? Nu, care nu de mașini, apa? Vorbeam de mașini, dacă luam așa, puneam perii de WC, puneam și altele. Nu știu, dar de ce. E capacul de la rezervor. Păi un capac, 8 lei, mă. Un capac, 8 lei, da, scuzele mele. Dracu de telefon. 8 lei, mă, frate. 8 lei capacul, da, eu așa 7 lei. Bine, vin eu, da? Cu ultimul din ăsta, da? Hai. Deci, uite, ghicesc pe ăsta și la ascultă, mult. Dacă la ăsta îmi zici prețul exact. Exact. Îți dau 100 de lei. Bă, pe bun îți dau, fără mișto și fără caterincă. Îți dau 100 de lei. Dar nu dai stânga-dreapta, nu faci nimic. Asta e juvelnic. Așa. Cea mai pârnaie. Cea mai pârnaie e juvelnic. De unde știm? De cum ți-ai dat seama cea mai pârnaie? Că știu că l-am mai văzut pe la magazin. Și 100 de lei și 3 răspunsuri. Bine, dacă zici fix, nu, cu 10% marjă de eroare, trebuie să-mi zici în cap, exact. Ba atât, exact, fix 0-0. 17. Și încă unul. 31. 31, da? De. Deci 23, 17 și 31. E, fii atent acum. 10 lei. 10 lei. Adică dacă ai pus maxim 2 pești, nu știu cât degetul ăsta a meu mic, s-ar putea să-i scăpi, că s-a rupt și aia a fost. Nu poți să prinzi un kil de pește cu el. M-a bătut fraierul cu 4-2. Aveți că am dat și prețul exact, ai dat și una, exact, dar tu ai dat, cred că două ai dat. A luat exact. Două, unul după altul, am dat bine, chiar am dat bine de data asta. A fost bine de data asta. Apăsați și voi butonul drag acolo în forță dacă vreți să facem chestia pe care v-am zis-o, dacă să fac 50.000 de like-uri, să comandăm de pe AliExpress produse din astea de pescuit. Mulineta aia la 12 lei, la 13 lei, asta în cazul în care ni și-a ajung acasă, bineînțeles. Cam ăsta a fost clipul, nu mă mai dați și dispărut în caz de mai dispar așa câte o zi, două, că mai am și alte treburi pe lângă casă pe care trebuie să le fac și necesită timp și nu pot să le am. De acum trebuie să ne învățăm cu lucrurile astea, cel puțin noi și ăștia care sunteți mai mari de pe canal știți care cum o să înțeleg și ei la un moment o să dat. Înțeleg, da, o să înțeleg și voi când creșteți până una alta, voi bucurați-vă de copilării, dați un like aici, forță, Bogdan, Danu, ne-am reunit cum ar veni, au venit proștii pe YouTube. Vă pupăm și ne vedem la următorul vlog. Pa, pa! Ciao.